Ei, salutare, oameni buni! Astăzi discutăm un subiect un pic mai interesant. Subiectul va fi permisele de conducere și mașinile înmatriculate în România. Ce perioadă avem dreptul să folosim mașinile care sunt înmatriculate în România, cu care am venit la mutarea în Germania? Și la fel permisul de conducere, când trebuie să-l schimbăm? Avem dreptul să refacem din nou permisul în România? Avem voie să adăugăm categorii sau nu? Ce și cum vă explic imediat. Hai să-i dăm drumul. De început, începem cu permisul de conducere. Ai venit din uh, România cu categoria B pe permis. Nici o problemă. Această categorie B îți este perfect acceptată. Te-ai mutat în Germania, îți vei păstra permisul românesc până când îți va expira peste 5-10 ani când îți expiră permisul și trebuie schimbat. Îl păstrezi pe cel românesc. Când îți expiră, vei fi obligat pur și simplu să mergi la Landratzamt, în localitatea, în landul în care locuiești tu, și să-l schimbi cu un permis german. Nimic mai simplu. Pe urmă, dacă ai pe permis categoriile B, C, E, D, adică ești și șofer profesionist, Va trebui să, la fel, îți este valabil până când îți expiră permisul românesc, la expirarea lui sau la expirarea atestatului, ADR-ului, dreptul de a, licența ta de transportator. Pentru a-ți preschimba permisul, la fel va trebui să îl schimbi în Germania, nu mai ai dreptul să l schimbi în România, dar, ca și șofer profesionist, va trebui să urmezi și cele 5 module. Aceste module le vei face la o școală de șoferi. Un modul se face într-o zi, preferabil te apuci din timp, eu le fac un modul pe an, în 5 ani am cele 5 module, sunt gata cu toate, m-am dus la Lantrazant, am schimbat permisul, nimic mai simplu. Modulele nu sunt uh, un lucru foarte dificil, trebuie doar să fii prezent la, sală, la sala de cursă, a școlii de șoferi și vei obține aceste module. Lucru bun sau mai puțin bun, nu știu cum să le iau până acum, este că la încheierea modulelor nu trebuie să dai niciun examen. În România, pentru a-ți prelunge atestatul, știi bine, te așteaptă un examen destul de sfânt în care trebuie să tocești bine materia. Bun, pe urmă. Dacă ai categoria B pe permis și tu te mai gândești, sau nu ai permis deloc, și te gândești să faci permisul și ai vrea să adaugi categorii sau să faci permisul pentru prima oară, dar să-l faci în România, că e mai ieftin. Tu locuind în Germania, nu ai acest, acest drept. După ce te-ai mutat în Germania, la 185 de zile după ce te-ai mutat, nu mai poți susține examenul pentru obținerea permisului de conducere sau a unei noi categorii de conducere pe permis într-o altă țară, doar în țara în care locuiești. Adică au trecut 185 de zile, va trebui să faci permisul în Germania. Atenție, la fel nu vei putea nici măcar să faci o nouă categorie sau permisul în Hessen dacă tu locuiești în Bayern. Nu, va trebui să faci doar în landul în care tu locuiești. Deci, sper că am fost destul de explicit. La 185 de zile de la mutarea în Germania, nu mai ai dreptul să faci permisul niciun de altundeva. Dacă tu ai început, de exemplu, luna trecută permisul în România și astăzi te-ai mutat în Germania, luna viitoare ai examenul în România, da, asta este în coportiță să mai poți să obții permisul în România. Asta e singura. Cealaltă. Pentru că nu e niciodată singura, mai e una. E să te muți înapoi în România pentru 185 de zile, la trecerea acestor 185 de zile, ai dreptul legal, perfect legal să te apuci să faci permisul în România, l-ai obținut pe urmă să te muți înapoi. Mare atenție, am cunosc foarte mulți care aveau categoria B. S-au mutat în Germania, după un an doi, au făcut. Uh... Categoriile C, E, D în România au venit înapoi, 2-3 ani de zile nicio problemă, au lucrat, au făcut tot ce au vrut, au, au, au fost opriți de poliție, nu le-a zis nimeni nimic, până când într-o bună zi un polițist cu chef de muncă s-a interesat la Ornungsamt să vadă de când este domnul Grigore în Germania, din 2001. Când a făcut domnul Grigore în România permisul? În 2009 permis anulat, dosar penal, înseamnă conducere fără dreptul de a, conduce ră, de a conduce autovehicule, amenzi și procese și tribunale. Nu vă doriți așa ceva, credeți-mă. Cel mai bine respectat, să respectăm cu toții legea. Bun, pe urmă, hai să trecem la partea a doua cu mașinile. La fel ca și mine și eu am venit cu o mașină matriculată în România. Și, încet m-am interesat să văd care sunt demersurile, ce trebuie să fac. Dar n-am avut încă ocazia să mă interesez exact ce trebuie să fac cu mașina, că am avut un control în trafic. Vă povestesc imediat despre ce a fost vorba. Ok, uh, ai venit cu mașina din România. Ești la fel obligat după 185 de zile să îți transcrii mașina în Germania adică să obții la ea numerele germane, să o treci la plata impozitului în Germania și la plata asigurării tot în Germania. Dacă ai depășit cele 185 de zile și te prinde poliția, la fel poți să ai din nou surprize destul de mari. Mașina, tu nu mai ai dreptul să ai o mașină matriculată într-o altă țară. La expirarea celor 185 de zile de când ți-ai făcut anmeldung, de când ai domiciliu practic în Germania, va trebui deja să ți matriculezi mașina aici. Sau pur și simplu să o trimiți înapoi în țară, eventual o folosește un alt membru al familiei tale care încă este acolo, sau o vinzi, cel mai simplu, și îți cumperi alta aici. A, procesul de transcriere ar fi să mergi să-i faci un TÜV în Germania, o inspecție tehnică a mașinii, la fel HU au adică și gazele, <coughs> și pe urmă trebuie să te prezinți cu toate actele mașinii la Landrasant pentru transcrierea mașinii. Pe urmă radierea din România. Asta nu este o mare șmecherie de făcut, doar să fii pregătit pentru tiuf cu mașina. Mașina să fie chiar într-o stare tehnică deosebit de bună. La fel, am cunoștințe care Ha, eu sunt de șapte ani în Germania cu mașina, nu mă opri nimeni și dacă mă oprim, m opri oprit, m-a întrebat de sănătate, n-am pățit nimic, nu o transcriu, e mai ieftin în România. Da, e mult mai ieftin să fie înmatriculat în România, e mult mai mic impozitul, e mult mai ieftin asigurarea, e foarte ieftin, e foarte rentabil. Dar la fel am și cunoștințe care au fost oprite în trafic de un polițist cu chef de muncă, a verificat de când are respectivul domiciliu în Germania și, bineînțeles, s-a lăsat din nou cu amenzi. Și mașina a trebuit, pe urmă, oricum înmatriculată aici. Așa că, dacă ai văzut videoul ăsta, ascultă-mă și înmatriculează-ți mașina în termen de 185 de zile în Germania. Sau vinde -o. Ei, acum povestea ce am pățit eu exact cu mașina v înmatriculată în România, cu care am venit aici. Într-o zi de vară eram în Stuttgart pe panorama strasă, eu cu soția. Vreau să vedem panorama strasă din Stuttgart. Asta a fost la 3 luni de zile după ce ne-am mutat aici. Ne-am oprit pe panorama strasă și ne-am dat jos să vedem zona. La nici două minute, dubă de poliție după noi, bună, bună, actele la control. Da, desigur. A prezentat actele, ok, tot în regulă, dar uh, polițistul nu era sigur, ferm convins că eu am dreptul sau nu am dreptul încă să mai folosesc mașina care e înmatriculată în România. Așa că polițistul mi-a dat toate actele înapoi și a zis uh, că el nu poate să dea un răspuns exact, dar voi primi pe poștă o scrisoare în care voi fi înștiințat ce trebuie să fac în viitor cu mașina înmatriculată pe România. Ok. A durat aproximativ 2-3 săptămâni până când am primit o scrisoare de la Landrasam Stuttgart în care eram invitat să îmi transcriu mașina, adică să mă prezint la ei cu toate actele mașinii și cu un tiu făcut la, un, la o stație ITP, să-i spunem, aici în Germania, să îmi transcriu mașina sau am la dispoziție, nu mai știu ce termen mi a dat, să trimit mașina înapoi sau să o vând și să îmi cumpăr o mașină care să o matriculez în Germania dacă mai am nevoie de mașină aici. Bineînțeles, n-avea rost, aveam un Logan 2008, l-am trimis înapoi în țară, am, pe urmă am cumpărat aici o altă mașină. De aia, vă rog, nu vă mai jucați cu focul. Sunt foarte mulți care la fel și-au făcut permisele după mutarea în Germania, și-au făcut permisele în România, au rămas fără locuri de muncă, au avut amenzi de plătit foarte mari, nu vă jucați. La fel și cu mașinile. Sunt mulți care au avut noroc pur și simplu. 10 ani nu i-au oprit nimeni. Dar poate mâine ai un control. Polițistul are chef, își cunoaște meseria și știe ce uh, poate să-ți facă. O vei încurca. Cel mai bine e să fim corecți cu toții. Dacă te-a ajutat acest videoclip și crezi că ar mai fi cineva interesat de el, poți să dai bineînțeles un share pe Facebook. Dacă încă nu te-ai abonat, acum ar fi chiar momentul ideal să o faci și dă un like acestui clip să mă susții. Din like-uri îmi dau seama că merită să fac ceea ce fac mai departe. Pentru voi. Numai bine. Pa, pa!